primească urare de la Domnul nostru Isus, căci așa spune cuvântul care noi respectăm după ce să naște pruncul Domnului să-l închinăm, să fie păzit de lume și păzit de orice rău este rugăciunea noastră care astăzi să înalțăm. Puneți astăzi a ta mână peste trupul tău păpânt. Binecuvântarea sfântă fie în viața lui oricând. Amin.